Salutare și bine v-am regăsit la un nou tutorial în DaVinci Resolve. În clipul anterior, în care v-am pus la dispoziție un set de tranziții pentru DaVinci Resolve, în cazul în care nu l-ați văzut, vă recomand, sunt tranziții gratuite, vă las un link pe aici pe sus, dar și în descriere, am spus la un moment dat că în DaVinci Resolve puteți să vă faceți o librărie de sunete. În tutorialul de astăzi, asta o să vă arăt cum puteți să vă faceți o librărie de efecte în DaVinci Resolve, pe care puteți să le refolosiți în toate proiectele voastre, iar cei care folosesc multe efecte, dar și melodii în proiectele lor, vă garantez că o să vă ajute enorm. Hai cu intro și apoi să trecem la calculator să intrăm în tutorial. Înainte să intrăm în tutorial, trebuie să înțelegeți câteva lucruri sau cum funcționează o librărie de sunete în DaVinci Resolve. O librărie de sunete sau sound library, cum o numesc ei, este legată de o bază de date. În cazul în care aveți doar o singură bază de date, eu am creat una, LTP Database, în cazul în care nu știți cum să creați o bază de date, vedeți că am mai multe episoade despre asta. Dacă de-abia l-ați instalat sau nu ați modificat numele bazei de date, probabil o să aveți una anumită local database. Astfel, voi puteți adăuga o librărie de sunete direct acelei baze de date local database. Eu vă recomand, ceea ce am făcut și eu, să creați o bază de date nouă. Vă voi arăta în tutorialul de astăzi cum să faceți acest lucru. Eu l-am făcut ca să nu încarc baza de date cu proiecte, cu toate melodiile, sunetele, efectele pe care le am. Astfel am creat o bază de date nouă și în ea mi-am adăugat efectele de sunet. Un alt lucru pe care vi-l recomand este să vă creați un folder, iar în interiorul lui să vă organizați toate efectele și toate melodiile voastre. Deci să nu aveți împrăștiate în tot calculatorul sau Mac-ul. Și încă ceva, foarte important, recomand să stați până la sfârșit pentru că vă voi da o bază de date cu peste 500 de sunete gratuite și efecte pe care voi puteți să le folosiți în toate proiectele voastre. Stați până la sfârșit și vă voi da mai multe informații. Ok, eu am creat deja aici o bază de date, o am exact pentru sunete, în momentul de față o să mai fac încă una pentru voi ca să vedeți cum se face și care este procedura. V-am zis, puteți să adăugați sunetele în librăria din local database sau cum aveți voi baza de date principală, dar vă recomand să aveți una separată. Astfel, o să merg pe New Database, aici o să dau click pe Create, să aveți în vedere să fie disc selectat, o să-i dau un nume, Sound Effects Tutorial, o să-i selectez o locație, iar aici o să dau New Folder și o să scriu Sound Effects. Îl selectez și apoi dau click pe Select Folder, apoi o să dau click pe Create. Așteptăm puțin. În momentul de față ni s-a creat o bază de date sau un defect tutorial fără niciun fel de proiect. Un alt lucru pe care trebuie să-l aveți în vedere este să aveți un proiect creat. Astfel, o să dau dublu click pe Untitled Project, mi s-a deschis proiectul, o să merg la File, apoi o să merg la Save Project și aici o să scriu Sound Effects _ tutorial, ca să știu eu, și o să dau click pe Save. În momentul de față, dacă o să mergem aici pe iconița aceasta, o să vedem că ni s-a modificat și ni s-a salvat acest proiect și numele pe care l-am dat eu mai devreme. O să dau Close. Nu trebuie să faceți nimic la acest proiect, nu contează ce rezoluție are, nu contează ce frame rate are, nu trebuie să faceți absolut nimic. O să închid eu Media Pool și o să merg în partea de sus aici la Sound Library. În momentul în care o să dați click, o să vi se deschide această fereastră și o să vă apară că nouă Library Connected. Aveți acest buton pe care trebuie să dați click. Add library este egal cu add folder. La asta trebuie să vă gândiți în momentul în care dați click aici că adăugați un folder cu sunete și cu melodii. O să dau click pe add library și am mers în locația unde am folderul de sunete. În cazul de față o să adaug efectele pentru tranzițiile de le-am făcut pentru DaVinci Resolve. În caz că nu le-ați văzut, vă las link pe sus, dar și în descriere. Astfel o să selectez folderul. În cazul vostru să zicem că aici aveți foarte multe foldere. De exemplu, folderul acesta de aici se numește Sound Effects, iar înăuntru o să mai aveți sute de foldere cu efecte sau melodii, depinde ce aveți. O să dau click pe Select Folder. În funcție de câte melodii și în funcție de câte sunete adăugați, o să dureze mai mult sau mai puțin. La mine sunt doar 8 clipuri. Mi-a apărut că au fost adăugate cu succes. O să dau click pe OK. După cum vedeți aici în partea stângă nu mi-apare în momentul de față nimic. Cu toate că acele melodii sunt adăugate, ca să puteți să vedeți melodiile sunt mai multe posibilități. Unul este ori să căutați aici în partea de sus, de exemplu eu știu că am pentru Pan și mi-au apărut efectele de Pan, sau puteți să apăsați de 3 ori steluță și vă apar toate melodiile. În cazul de față sunt 8 și acestea sunt melodiile pe care eu le-am adăugat. De aici încolo nu este foarte complicat. Puteți să dați click pe A și aici în partea de sus să dați play.
Mă duc pe aceasta, de exemplu, de Zoom, iarăși pot să o văd în partea de sus și să dau play pe ea. Ca să o adăugați într-un proiect, trebuie doar să o trageți și să o adăugați în timeline-ul vostru. Eu am adăugat în momentul de față aici, mi-a creat și un timeline automat. În momentul în care voi adăugați efectul respectiv, vedeți că mi s-a adăugat acel efect și în proiect. La mine nu este cazul, o să-l șterg, o să-i dau remove și aceasta este modalitatea prin care puteți să creați o librărie de sunet în DaVinci Resolve. De avut în vedere, în momentul în care mai updatați acel folder cu diferite efecte sau cu alte efecte, o să trebuiască să mergeți la aceste 3 puncte de aici de sus, dați click pe ele și dați click pe Add Library. Ce trebuie să faceți este să mai selectați încă o dată folderul vostru principal și dați click pe Select Folder. Va apare această fereastră în care vă zice și vă întreabă dacă vreți să scaneze tot folderul respectiv ca să adauge sunetele noi, voi o să trebuiască să dați click pe Yes. În momentul de față la mine a terminat, nu a fost adăugat nimic pentru că nu a mai adăugat nimic în folderul respectiv. Dar așa puteți să updatați librăria voastră de sunete din DaVinci Resolve. Ok, ca să o folosiți, în momentul de față o să deschid eu și o să merg în baza mea de date cu proiecte și o să deschid tutorialul meu de YouTube. Să zicem că vreau să adaug un efect aici, o să trebuiască să mergeți la fel în Sound Library, iar aici în partea de sus aveți acest mic pătrat pe care trebuie să apăsați și de aici trebuie să selectați baza de date unde ați adăugat librăria de sunet. V-am zis, eu LTP Database este baza mea principală, nu am nicio melodie adăugată aici și mi-a apărut acea fereastră că nu am niciun folder adăugat. Eu de obicei o folosesc pe aceasta și aici dacă caut am destul de multe, cred, în jur de 7000. Sunt destul de multe, dar să revenim la cea creată de mai devreme, o să trebuiască de aici, din partea de sus, să selectați Sound Effects Tutorial, în cazul meu aceasta, voi puteți să vă creați altceva, selectați baza voastră de date și de aici ori apăsați 3 steluțe și le vedeți pe toate, ori scrieți exact cum se numește, în cazul de față să zicem Pan Left, acesta de aici, o să-l adaug aici. Și a fost adăugat automat în timeline-ul meu. Cam asta este tutorialul, dar la începutul clipului v-am zis că o să vă dau o bază de date, o librărie de sunete cu peste 500 de efecte, ok? Ca să o luați. O să trebuiască să mergeți pe site-ul celor de la Blackmagic Design, este oferită de către ei, iar pe site-ul lor o să mergeți în partea de jos la Support Center, vi se deschide această fereastră, iar aici la Latest Downloads o să trebuiască să căutați Blackmagic Fairlight Sound Library 1.0, acesta de aici. Sunt 3 linkuri pentru Mac, Windows și Linux, le luați în funcție de sistemul vostru de operare. De fapt, cel mai bine, haideți că o să vi le las în descriere ca să puteți să aveți acces rapid la ele, că în momentul în care o să apară foarte multe update-uri, probabil o să găsiți mai greu acest download de aici. O să vi le las mai jos în descriere. Un lucru de care trebuie să-l știți, este un executabil, o să trebuiască next, 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 finish, nu trebuie să faceți absolut nimic. Vi se creează automat o bază de date în care sunt adăugate sunetele respective. De exemplu, dacă merg aici în partea de sus, am creat deja această Fairlight Sound Library, este cea oferită de către cei de la DaVinci, iar dacă apăs pe 3 steluțe, o să vedeți că sunt 515 results. Deci 515 efecte, sunt foarte multe aici, puteți să începeți cu ele, unele sunt destul de complexe, ca acesta de exemplu. Puteți să alegeți doar o porțiune, nu să folosiți pe tot, numai că în comparație cu cele create de către voi de aici, aceea vedeți că nu va apare pe nicăieri. Pur și simplu este un executabil, este creat de către cei de la Blackmagic. Ei bine, cam atât în ceea ce privește acest clip, sper că v-a fost de folos. În cazul în care aveți întrebări, sugestii, mai ales sugestii, vă aștept mai jos în comentarii. Tot acolo aveți și butoanele de like, share, subscribe, dar și clopoțelul. Apăsați pe el ca să fiți la curent cu ultimele noutăți și clipuri care apar pe acest canal. Iar până data viitoare, la următorul clip tutorial, nu uita să zâmbești. Ciao, pa!